este muzică în aia crescendo, așa, știi? Simți emoția? Te uiți la munții ăștia și simți că vine Black Friday! Hai că am spart magia! Ne-am străduit pentru că ne-ați cerut și am adus în fața voastră cel mai accesibil televizor 4K pentru Black Friday, care o să vină sub 400 de euro. La 43 de inci în diagonală, acesta este 43UG620V. Un televizor smart cu ecran 4K de 43 de inci de la LG, dintr-un plastic negru foarte urât, dar nu te uita la plasticul ăla pentru că te uiți la imagine. Important e că rama este subțire, să o spunem pe șleau. E un televizor de buget care nu impresionează la capitolul design, dar de când televizoarele au rama atât de subțire, la capitolul design nici eu nu mă pot întinde chiar 18 minute ca la o capotă de mașină. Ce ne interesează la televizorul ăsta, ca să vedem dacă merită banii pentru o reducere consistentă în această toamnă început de iarnă, păi în primul rând ne interesează calitatea imaginii. Avem un panel IPS 4K, așadar rezoluție completă, inclusiv upscaler, adică dacă îți vine semnalul de televiziune la Full HD sau mai puțin, o să îl îmbunătățească astfel încât să se vadă cât mai bine. De preferat ar fi să te uiți însă la conținut 4K, așa cum producem și noi, cum o spunem de fiecare dată, dar suntem convinși că știi deja asta. Așadar avem 4K și cele mai noi standarde HDR în industrie, adică poți să vezi imagini foarte, foarte ok. Unghiurile de vizualizare sunt decente și eu cred că se potrivește de minune în camere mici. Desigur, nu vă încurajăm să le folosiți în dormitor, dar dacă sunteți genul care are nevoie un televizor în dormitor pentru, nu știu, filme, seriale, inspirație, ce vă trebuie vouă, s-ar putea să fie o idee bună. Sau poate într-o cameră de spital. Dacă tot trebuie să stai în spital, cum ar fi să te uiți la un ecran de 43 de inci? 4K, te poți da și pe YouTube și așa mai departe și o să vă arătăm îndată. Așadar, un televizor de buget care credem noi că funcționează și merită banii, nu doar pentru calitatea imaginii, sunetul este de asemenea decent, îl poți îmbunătăți cu un Teli-UFI, nu vine în pachet, dar și ăsta este sub 100 de euro, este o investiție mică pentru a adăuga bas unui sunet ok, decent, vă spuneam, care nu strălucește, însă ce mi-a plăcut mie este că televizorul acesta vine cu EBOS 3.5, adică este smart, un smart complet, are toată conectica necesară, inclusiv Wi-Fi, Ethernet, HDMI, USB-uri și compatibil cu Magic Remote, pentru care și Bluetooth. Și poți să-l folosești cu mouse-ul, cam așa, și poți să te duci inclusiv în meniu. Și EBOS-ul 3.5 merge pe cel mai ieftin televizor, cam așa. Se mișcă foarte bine și poți să navighezi aplicațiile în partea de jos. Funcționează toate, inclusiv Netflix-ul, Amazon-ul, YouTube-ul și așa mai departe și pe lângă toate chestiile astea, cele mai multe lucruri pe care o să le faci pe un astfel de televizor smart este tot să te uiți la video. Așadar, mai mult de 3 sferturi din timp o să fii pe YouTube sau pe Netflix, poate și pe Amazon Prime Video. Și odată ce ai deschis YouTube, e o aplicație simplă, aici poți să deschizi să bagi la tastatură, însă dacă ești ca mine, leneș și deștept, evident, și frumos în zilele în care arăți bine, poți să folosești microfonul de pe telecomandă, să faci așa. Buhnici. Și mă știe, pentru că știe comenzi vocale cu dictare așadar în limba română. Și hai să vedem un clip video de mai recent de pe aici. Să luăm ceva cu 4K. 4K. S-a deschis de pe YouTube și este 4K. Note 8. O versiune nefinală. Au X, ceva mai rapid Samsung. Băi, adevărul e că putem fi un pic orgolioși. Cele mai performante 6 telefoane din lume sunt în acest moment pe masa de review. Și în ordinea de pe Antutu, dacă ar fi să o luăm de bună, deși în viața reală... Ok, am rezolvat-o și pe asta, așadar avem și video și avem și alte aplicații, cum ar fi de muzică și așa mai departe. Vă spuneam și toată conectica este aici, ce să vedem ce am disponibil la conector dispozitiv aici. Receiver, cititor Blu-ray și așa mai departe, telefon, PC sau USB și alte dispozitive, difuzor și căști. Adică, dacă te duci la difuzor și căști, o să modificăm ieșirea și mă pot conecta prin Bluetooth. Adică poți mă la televizor fără să deranjezi vecinii. Ai auzit vecină? Dacă ascult slujbele alea noaptea, mai bine ți iei un televizor cu căști Bluetooth. Hai totuși să vedem cât de bine se mișcă webOS-ul. Apăsă butonul de casă, se deschide aplicațiile și să trecem, uite, am fost mai devreme în YouTube, hai să ne ducem, din nou, browserul este o probă de rezistență. Vedem cât de repede se deschide. Am și niște preseturi, pot să-mi adaug niște site-uri favorite. Plăcerea noastră, ca de obicei, este să căutăm site-ul Cavaleria.
și o să caute din nou și prin YouTube, dar și pe internet. Și Google o să ne dea, băi, chiar se mișcă foarte repede. Și pe Wi-Fi. Un site mare, cu multe poze și animații. Și s-a deschis. În versiune desktop. Îți mai pui o tastatură și un mouse pe USB și te poți apuca de treabă. Ok, și acum o să ies și de aici de un butonul de casă, mi se deschid celelalte aplicații, pot să mă duc în LG Content Store să mai descarc de acolo, pot să ascult muzică sau să mă duc să-mi văd filmulețele sau pozele de pe stick. Ia să vedem ce poze avem pe televizor. Nu avem. Avem niște clipuri video și un clip 4K instalat pe memorie internă cu funcția HDR care pleacă automat și se vede așadar foarte bine. Un televizor așadar de buget, dar cu ambiții de zonă medie, pentru că avem un panel IPS 4K, standard de HDR, are WebOS 3.5, este conectat așadar și wireless și cablat la toate accesoriile și la internet și mai este compatibil cu Magic Remote-ul, care nu vine în pachet la banii ăștia, dar o poți cumpăra cu vreo 100 de lei și noi credem că merită banii pentru mouse-ul ăsta și toate funcțiile. În plus, o chestie de care era să uit, pe telecomanda standard, spre exemplu, îți poți seta anumite preseturi. Butoanele astea de la 1 la 0 inclusiv pot deveni preseturi și, spre exemplu, dacă ține apăsat lung pe 1, noi am setat pe 1 fotografii și video, suntem deja aici, dar dacă ține apăsat pe 2, o să ducă și o să deschidă rapid YouTube și îți poți apăsa pur și simplu încă o dată pe un buton care nu a fost încă setat. Navigatorul web e pe 3. Și dacă apăs pe 0, o să văd ce poziții mai sunt libere, aleg un număr și acolo poți să setezi un alt preset rapid, orice sunt televizor. Așadar, dacă ești în căutarea celui mai accesibil IPS 4K de la LG, te interesează această serie UG620V, acesta este cel de 43 de inci, cel mai mare este de 60, însă prețul crește progresiv de pe la 400 de euro spre 1000 de euro la cel mai mare. Desigur, dacă prinzi o promoție, eu cred că este un chilipir, o afacere bună pe care o poți face dacă ai nevoie de un televizor 4K de buget. Însă, dacă bugetul tău este un pic mai generos, avem cu siguranță opțiuni mult mai interesante pentru cei cu un pic de dare de mână. Diferența între un televizor accesibil însă și unul din zona medie sau de sus începe să devină însă destul de subțire. Calitatea imaginii devine tot mai bună pe televizoarele accesibile. Cele de foarte de sus se pot lăuda însă cu design mai bun, sunet mai bun și la calitatea imaginii evident niște avantaje suplimentare, dar pe ansamblu păstrează cam același ADN. Și acesta este 4K cu standard de HDR, vă spuneam, și chiar se vede mai mult decât decent. Cam acesta este 43 UG620V de la LG. Nu uita să dai un like, un share și un subscribe dacă vrei să vezi și mai multe ponturi și review-uri de tehnologie. Numai bine!